În perioada 9-10 aprilie, la Ciocănești a avut loc o nouă ediție a Festivalului Național al Ouălor Încondeiate. Evenimentul a debutat cu un cuvânt de bun venit din partea oficialităților și a continuat cu seminarul intitulat Patrimoniul Vernacular, sursă de creștere a potențialului turistic. Avem pe dumneavoastră locuitorii din Ciocănești, care cu dragoste, cu migală, cu dăruire, duceți mai departe, din generație în generație, obiceiul încondeierii ouălelor. Țin să-l felicit pe domnul primar, dar și pe domnul primar Tomoiagă, cel care a înființat acest festival, pe dumneavoastră, domnule primar, care de fiecare dată ați reușit să duceți mai departe și să creșteți acest festival, dar și pe dumneavoastră toți cei care sunteți astăzi prezenți aici. Comuna Ciocănești este o comună muzeu în aer liber, este o comună cum puține sunt în țara noastră. Felicitări tuturor, succes astăzi celor care sunteți concurenți. Face foarte mare plăcere să vă văd și să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc, domnule primar, și să vă felicit pentru inițiativa și pentru reluarea acestui minunat festival al ouălor încondeiate. Vreau să vă spun că ultimele două luni au fost, și știți foarte bine, marcate și pentru instituția prefectului, dar și pentru mine personal, de acest exod al populației ucrainene, și am înțeles un lucru care e greu, poate, de acceptat în condiții normale, faptul că suntem foarte bogați, chiar și atunci când nu avem bani. Iar ceea ce prezentați dumneavoastră aici, prin lucrurile acestea mărunte, sunt parte a acestei bogății pe care nu ne poate lua nimeni. Mulțumesc tuturor actorilor implicați, actorilor instituționali, sociali, implicați în acest eveniment deosebit, și nu întâmplător este deosebit, pentru că acest patrimoniu vernacular, de fapt, exprimă și imprimă, propriu zis, identitatea noastră simbolică, dar ne-am... Pentru că începând cu 2011, încercăm împreună cu alți colegi, cu colegii de la Muzeul Satului Bucovinean, care se află aici în sală, doamna Violeta Enea, Justina, vă mulțumesc pentru sprijin, colegii de la Consiliul Județean, care sunt aici de față, instituțiile de cultură, încercăm să transmitem următorul mesaj. Da, Bucovina este frumoasă. Da, avem atâtea lucruri frumoase. Și promovăm cu precădere costumul minunat popular. Promovăm cu precădere aceste frumoase obiecte cu care ne mândrim, ducem ouăle din Bucovina peste tot. Le oferim suveniruri. Dar trebuie să ne mândrim și să păstrăm patrimoniul construit. Casele frumoase bucovinene. Toate eforturile celor care cred în aceste biserici de lemn, nu din punctul de vedere al credinței, în primul rând, ci din punctul de vedere al mărturisirii. În spațiul transilvan, Biserica de Lemn este cel mai important martor al dăinuirii, al istoriei noastre. În satele transilvane, un alt martor mai credibil decât bisericile de lemn nu există. Este pentru prima dată când particip la o astfel de întâlnire și văd că este un public extraordinar aici prezent cu noi. Vorbim de patrimoniu, iar publicul acesta care este aici este creator de patrimoniu. Dragă audiență, cred că cel mai important pentru noi este să reușim să păstrăm satul românesc așa cum este astăzi. Să reușim să determinăm oamenii și tinerii să rămână în satul românesc. Să le luptăm pentru repopularea satului românesc, pentru revenirea la tradiții, pentru că noi așa de aici ne tragem seva. Uitați-vă ce a însemnat o tradiție păstrată atât de frumos, ani și ani de zile. Acum a devenit vestită în toată țara și s-a auzit și peste hotare de ani. Și sunt convins că și la următoarele ediții vor veni tot mai mulți oameni ca să vadă ceea ce faceți dumneavoastră aici. Iată cum vorbesc specialiști din țară despre ceea ce se întâmplă la Ciocănești, despre ceea ce se întâmplă în Bucovina. Este un lucru extraordinar. Și asta arată că bucuria de a avea astfel de întâlniri este una deosebită. Vorbim de Ciocănești, pentru că suntem aici.
implicarea administrației și a tuturor organizațiilor de aici a făcut ca aceste evenimente importante, iată Festivalul Național al Borului Condeiate, care se alătură celorlalte evenimente importante, doar Festivalul Păstrăvului din August, îl amintesc aici, sunt evenimente importante și prin desfășurarea acestor evenimente, alături de grija pentru patrimoniul material și imaterial, fac acest sat Ciocănești să-și respecte denumirea de sat muzeu. Este într-adevăr o revenire la normalitate, încercăm să fie manifestări cât mai complexe, așa cum ne obișnuisem și nu era doar de acest gen de implicare, pentru că este nevoie de o implicare totală pentru a duce la bun sfârșit o asemenea manifestare, dar sper să ne atingem scopul, pentru că, în primul rând, este un prilej de reîntâlnire a condeitoarelor cu publicul, dar, pe de altă parte, încercăm să continuăm și tradiția acțiunilor culturale și acest festival s-a suprapus cumva cu includerea Ciocăneștiului în ruta satelor cu arhitectură tradițională. Acesta este și motivul pentru care am ales ca tema seminarului național patrimoniul vernacular, considerându-l și o sursă de creștere a potențialului turistic a zonei. În paralel cu evenimentele din Casa de Cultură din Ciocănești, la Școala Generală din localitate au avut loc și concursurile de încondeiere a ouălor pentru diverse categorii de vârstă. Pentru perpetuarea și pentru continuitatea acestui meșteșug care a făcut din Bucovina un loc special pe harta României. Noi, etnologii, este îmbucurător să vedem că meșteșugurile acestea vechi, ancestrale, sunt aduse în prezent. Dacă sunt trăite astăzi, în maniera în care se poate trăi astăzi, este minunat. Ciocănești cu două grupe de elevi, o grupă de începători, sunt elevi de ciclu primar și gimnazial și o grupă de liceu. Este, cred că, cea mai mare realizare să văd că acești copii continuă și devin meșteri populari. Deci o parte dintre foștii membri ai cercului sunt meșteri populari la rândul lor. De asemenea, în sala Căminului Cultural, artistele au oferit spre vânzare rodul muncilor de peste an.
După finalizarea concursurilor de încondeiere, a urmat premierea celor care dau dovadă în fiecare zi de talent și răbdare în această artă. Todașcă Lavinia, Clubul Copiilor Vatra Dornei, locul 1. Silvia Ilaria Simion, Colegiul Național de Informatică NAMS, locul 1. Spânul Marinela, Clubul Copiilor Vatra Dornei, locul 1. Livia Ciocan, Colegiul Național de Informatică Spiru Haret, Suceava, locul 1. Istrate Andreea Steriana, Colegiul Național Liviu Rebreanu, Bistrița Năsăud, locul 1. Adriluța Emanuela, Facultatea de Științe Politice Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj, locul 1. Vreau să spun că este prima dată când am simțit nevoia să acordăm un premiu special. Eleva Bâlbă Maria de la Colegiul Tehnic Laț Cuvodă-Siret are o tehnică deosebită. Felicitări! Deci în afară de premiul întâi primești și premiul special și ești frumoasă, te-mi vine să iau acasă. Și gospodinele care și-au pregătit coșurile de Paște au fost premiate de către organizatori. La finalul zilei a urcat pe scenă într-un recital de excepție Viorica Macovei și Alexandru Pugna. Viață în lume când ne-ai dat, tu mai bine cuvânta, rugându-te lui Hristos. Curajul că iar am să vin.